Trustul intact se poartă boierește cu vedetele sale. Indiferent dacă Ștefan Bănică Junior sau Loredana Groza, să dăm doar două exemple semnificative, participă sau nu la vreun proiect al televiziunii. Au asigurat un salariu lunar și nu e deloc de neglijat. CanCan.ro a aflat cu cât sunt remunerați artiștii. Lunar, lor li se livrează pe card numai puțin de 5.000 de euro de fiecare pentru a sta liniștiți în curtea antenei. Un confort financiar nu uriaș, dar care le dă un vot de încredere și de admirație din partea angajatorului. Liderul salariilor a fost însă Dan Negru. Avea o remunerație lunară de 8.000 de euro.